Răsturnare de situație în cazul educatoarei de la Mutru, acuzată că ar suferi de afecțiuni psihice în urma unor afirmații halucinante. Femeia a transmis pe Facebook că a trecut cu brio examenul psihiatric și evaluarea psihologică. Drept urmare, în ciuda celor întâmplate, educatoarea ar fi aptă să predea preșcolarilor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj spun însă că nu au primit deocamdată rezultatul testelor și că Alina Pârvulescu nu a depus astfel de documente la sediul instituției școlare. Mult controversata poveste de la grădinița din Motru pare să se apropie de final. Cel puțin asta afirmă educatoarea acuzată că ar avea probleme psihice. Potrivit acesteia, femeia a trecut de o evaluare de specialitate și a primit un certificat potrivit căruia va putea să-și continue activitatea. Am trecut de evaluarea psihologică și am promovat examenul psihiatric. Am avizul medicului psihiatric că nu am tulburări psihice și sunt aptă pentru a lucra în învățământ. Uite că nu s-a găsit nimic și cei care m-au calomniat și au pus la îndoială capacității mele psihice, public trebuie să răspundă legal, a transmis Alina Pârvulescu, educatoarea de la Motru. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun însă că nu au primit nicio notificare în acest sens. Am contactat-o pe doamna directoare, care ne-a confirmat faptul că doamna educatoare din aflată în situația știută nu a prezentat școlii un act medical prin care să demonstreze că este aptă pentru a preda elevilor preșcolari. Educatoarea din Motru a pus pe jar autoritățile din tot județul. Prefectul de Gorj și Ciprian Florescu a convocat la o întâlnire pe toți factorii de decizie implicați în acest subiect. S-a discutat despre detaliile problemei și despre rezolvarea acesteia. Săptămâna viitoare, atunci când va începe școala, vom afla deznodământul acestei povești.